am revenit și avem parte în continuare de informare. Valentin, ce s-a mai întâmplat? Vorbim despre câți bani putem primi dacă facem stagiul militar în România. Okay. Vorbim despre autostradă care se întâmplă, s-ar putea întâmpla pe la mare. Știi, ca să facem mai puțin între acele stațiuni, se face conexiune și cu Vama Veche și cu Bulgaria. Chiar mă întrebam unde ai putea să mai pui autostradă, dar da, are foarte multă logică. Sunt foarte multe în țara asta, nu mai ai loc de ele, te împiedici de ele, deci vrei să mergi și tu pe un drum cu limită mică de viteză și hop, te-ai trezit pe autostradă, nu-i așa? Nu știu ce să mai faci. Da, și mai avem o știre foarte drăguță cu un domn primar de pe lângă Cluj, care a mâncat zăpadă. A băut, a tras un pic la măsea, s-a urcat la volan, a făcut un accident și se gândea el în mintea lui până vine poliția. Eu am timp să nu-mi iasă la etilotest. Zăpada asta, sigur, le dă etilotestul peste cap. Și a început să mănânce zăpadă. Evident că a venit poliția, a spus etilotest și a ieșit cu alcool. Niciun rezultat n-a avut zăpada, dar a fost amuzant măcar. L-a filmat cel care a făcut accident, a început să-l filmeze ca să aibă dovezi că vine poliția. S-a gândit și celălalt, poate, cine știe, poate merge, poate funcționează. Da, haideți la știri, că avem treabă. Patru luni de pregătire militară cu salariu de 3.000 de lei și un bonus de 1.000 de lei la finalul stagiului. Este metoda prin care Ministerul Apărării vrea să atragă tineri între 18 și 35 de ani pentru a crea o nouă categorie de personal, militarul voluntar în termen. Proiectul de lege a fost prezentat parlamentarilor, iar la finalul lunii urmează să fie modificat și promulgat de președintele Klaus Iohannis. Dacă proiectul va deveni lege, militarul voluntar în termen va trebui să facă un stagiu de pregătire timp de 4 luni. Se poate înscrie orice tânăr cu vârsta între 18 și 35 de ani, indiferent de sex. Statul român asigură la sfârșitul perioadei de pregătire și un bonus de 3 salarii medii brute. Dar cu adevărat ne trebuie o țară normală și atunci trebuie să anticipeze anumite lucruri. Cum este acest sistem de voluntariat plătit în care oamenii se instruiesc și învață basic-ul în arta apărării. E corect abordare, dar nu trebuia dată cu toporul în contextul unui război de la frontieră, ca România să înțeleagă din acea știre că, aoleu, vine războiul peste noi. Nu vine niciun război. Pe lângă venit pe durata programului de pregătire, militarii voluntari în termen vor beneficia gratuit de cazare, drepturi de echipare și de mâncare. În plus, se asigură asistența medicală și medicamente. Specialiștii în domeniu atrag atenția că asigurarea rezerviștilor este vitală pentru Armata României și spun că este nevoie de soluții în acest sens. Neexistând armată în lume fără rezervă, noi trebuie să găsim o soluție ca cei 55.000 de rezerviști, cifra publică, să fie înlocuiți. Singura soluție de înlocuire ca să nu recurgem la serviciu militar obligatoriu este voluntariatul. Secretarul general adjunct al NATO a menționat că nu vedem un risc la adresa securității României sau a țărilor aliate. Mircea Joan a menționat că trebuie găsite instrumentele necesare pentru a avea o populație pregătită. Românii, în schimb, sunt reticenți, iar părerile despre stagiul militar sunt împărțite. Te-ai înrolat în armată? Nu. De ce? Pentru că nu vreau. E acum o lege care ar urma să fie adoptată de Parlament, prin care tinerii ar putea să se înroleze voluntar în armată. Da, o să consider treaba asta când o să se promulge legea. Dacă tu ai avea acum o relație și ți-ar spune iubita nu pleca, eu zic că n-ar trebui să faci chestia asta. Pentru că e un loc sigur de muncă, presupun că și de viitor. În armată te învață mult mai multe lucruri, cel prin generația de astăzi. Nu mai știu de frică, nu mai știu nici de respect, nu mai știu de absolut nimic. Proiectul de modificare propus de Ministerul Apărării urmează să intre în dezbaterea parlamentarilor. El ar putea fi implementat și mai rapid prin hotărâre de guvern. Veste bună pentru români, aglomerația formată spre mare va deveni istorie. Autostrada Litoralului a primit aprobare de la executiv, iar numărul orelor din Techerghiol până în Agigea, de exemplu, se înjumătățește. Este doar prima parte din proiect. Cei din Ministerul Transporturilor se gândesc pe viitor ca autostrada să fie legată cu una din Bulgaria, în așa fel ca cele două țări să fie legate rutier la malul mării. Costul estimat al lucrărilor de construcție ar urma să ajungă până la 5 miliarde de lei, iar durata de execuție a lucrărilor este estimată la aproximativ 3 ani.
autostrada litoralului prinde conturi pe hârtie, iar de anul acesta și în practică. Obiectivul cu o lungime de 30,59 km, pentru care a fost obținut deja acordul de mediu, va fi construit la profil de autostradă și va asigura conexiunea între centura Constanța, A4 și sudul litoralului românesc. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere urmează să lanseze în licitație, în cel mai scurt timp, contractul pentru construcția alternativei Techirghiol. Eu acum mi-aș dori ca prima, asta 30 de kilometri pe care îi avem acum, care sunt până aproape de Mangalia, dacă nu mă înșel, să decurgă foarte repede, să avem iarăși constructori foarte buni. Nu e o problemă să continuăm și de la Mangalia până în Vamă și vă spun de ce nu e o problemă. Dar chiar suntem obligați în faza a doua să facem și acest lucru. În momentul în care lucrarea este finalizată, aglomerația formată spre litoral ar deveni istorie. Noul drum de mare viteză va fi o alternativă pentru cei care vor să ajungă în sudul litoralului. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere spune că autostrada ar trebui să fie gata în 2027. Cei de la Ministerul Transporturilor spun că așteaptă de la omologilor bulgari un proiect asemănător, astfel ca litoralul să fie legat cu Bulgaria pe cale rutieră de mare viteză. Și bulgarii trebuie să vină cu autostrada care să lege România într-un final de Grecia, portul Alexandropolis, și o lucrare, această autostradă strategică, atât pentru noi, cât și pentru partenerii, nu doar din Uniunea Europeană, ci și din NATO. Pe traseul noii autostrăzi vor fi construite 31 de poduri, pasaje, viaducte, 6 parcări, un centru de întreținere și coordonare și un punct de sprijin. Proiectul prevede și plantarea a 85 de hectare de perdele forestiere. Situație de-a dreptul halucinantă în județul Cluj. Un primar care a urcat băut la volan și a făcut un accident rutier a mâncat zăpadă până au ajuns polițiștii la fața locului pentru a reduce alcoolemia din sânge. Însă, omătul nu i-a fost de mare ajutor, edilul a fost testat cu aparatul etilotest și pentru că avea o alcoolemie de 0,12 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, a fost amendat și a rămas și fără permis pentru 4 luni. Ce faci, mă, omule? Domnul primar, nu te duce că oricum te-am filmat și fugi de la faza locului. Primarul comunei Măguri Răcătău din județul Cluj, Alexandru Livescu, s-a urcat băut la volan, iar în comună a făcut un accident rutier. Până la sosirea echipajelor de poliție, edilul s-a apucat să mănânce zăpadă ca să scape de alcoolemie. Mai mult de atât, edilul, în timp ce era filmat de celălalt șofer implicat în accident, a încercat să plece de la fața locului. Însă, la scurt timp, oamenii legii l-au prins. Persoanele implicate în eveniment au fost conduse inițial la sediul postului de poliție din comună, în vederea testării cu aparatul etilotest. Testarea bărbatului de 52 de ani a fost efectuată în jurul orei 5:22, indicând o concentrație de 0,12 mg per litru alcool pur în aerul expirat, fiind astfel aplicate măsuri legale. Respectiv, acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1485 de lei. În urma accidentului, primarul a rămas fără permis de conducere pentru 120 de zile. Acolo unde s-a întâmplat acest lucru exista zăpadă, la noi însă nu se vede vreun semn, dar să vedem dacă ne anunță Romina. Bună dimineața din nou! Bună dimineața din nou! La noi își vor face apariția ploile, deci se strică vremea, așadar ploile își fac de cap în toată țara, dar ne putem bucura de o atmosferă plăcută pentru că temperaturile se mențin destul de ridicate pentru această perioadă, așadar ploile vor cuprinde cele mai multe regiuni, aversele își fac apariția dinspre regiunile sud-vestice și se vor extinde și în celelalte zone. Temperaturile totuși scad ușor, însă totul va fi mai cald decât în mod obișnuit pe parcursul zilei.
zilei vor fi mai ales averse însoțite de descărcări electrice în Banat, Crișana, dar și prin Oltenia, prin Muntenia și prin Transilvania, local prin Maramureș, Moldova, dar și în Dobrogea, și la noapte va ploua. Vântul este activ în sud-estul teritoriului, așadar este în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului. Vor fi viteze în general de 55-65 de km pe oră în județul Constanța și pe litoral. Rafalele vor depăși temporar 70 de km pe oră. Maximele zilei pornesc de la 10 grade în depresiuni și vor urca până la 18 grade Celsius prin partea de est a teritoriului. În capitală mai scad temperaturile, însă tot cald o să fie. Maxima va ajunge la 16 grade Celsius, iar după prânz vor veni averse și sunt posibile fenomene electrice, iar spre seară și la noapte norii se mai împrăște și minima va coborâ până la 5-6 grade Celsius, dar și mâine și poi, mâine vremea se menține închisă, vor fi prezenți norii, soarele, probabil o să-și facă apariția din când în când, însă nu ne putem bucura foarte mult de razele soarelui, iar vântul le va sufla slab și moderat, unde rafale le vor atinge 10-15 km pe oră și valorile termice vor fi cuprinse între 5 și 13, chiar 14 grade Celsius. La munte vremea rămâne caldă, ploile își vor face apariția în majoritatea masivelor. La altitudini mari, trecători vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Se pot strânge cantități de apă de peste 20 de litri pe metru pătrat, iar valorile termice vor fi cuprinse între 8 grade și vor urca până la 11 grade Celsius în Păltiniș. Atât pentru moment, să aveți o zi senină în continuare. Mulțumim, Romina, pentru informații. Cred că e momentul să ne spunem la mulți ani din toate punctele de vedere, pentru că, iată, primim informații despre zodiacul chinezesc, mai ales din perspectiva banilor. Am primit și o agendă foarte, foarte drăguță de la Valentina Vânător. Bună dimineața, îți mulțumesc! Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Cu mult drag! Este o agendă, zic eu, utilă pentru toți cei care au întâlniri importante și vor să fie bine în momentul în care au o semnare de contract sau poate vor să facă o programare la medic. Uh-huh. De ce nu? În fiecare zi avem ore favorabile, nefavorabile, așa că este un instrument, zic eu, necesar pentru anul dragonului, un an al schimbării care a început pe 10 februarie din punct de vedere lunar, să spun așa, al calendarului lunar și pe 4 februarie din punct de vedere al calendarului solar. Aha. Sunt multe de spus pentru acest an, aparent pare liniștit, dar vor fi multe provocări. Le arăt și celor de acasă cam cum arată o astfel de pagină de agendă, sunt foarte, foarte multe simboluri și știu că există și legenda la exact început, astfel încât să știm exact după ce să ne ghidăm și ce înseamnă fiecare și când să facem aceste programări importante din important viețile noastre. Important să le ținem culoarea verde este de bine. Perfect. Okay. Așa, și culoarea gri este neutru și ce e pe negru încercăm să evităm. Să evităm. Da? Okay. De aceea e foarte important să folosim această agendă. Este un instrument care ne vine în ajutor, spun eu, și este a șasea ediție, da, pe care eu cu tot sufletul o scot în fiecare an această agendă și încerc să mă implic să vin cu informații noi în fiecare an. Adică o completez, să spun așa. De aceea am zis, pentru că partea financiară este foarte importantă în anul 2024 și toată lumea se gândește oare mai fac bani, oare să investesc, oare să-i țin la ciorap. Exact, exact. Am zis să vin cu câteva detalii pentru fiecare nativ în parte. De aceea am să încep cu șobolanul, pentru că șobolanul este prima zodie din zodiacul chinezesc. Finanțele nativilor șobolan arată bine în anul dragonului de lemn, cu creșteri profitabile ale veniturilor, investițiilor și altor surse de bani pe tot parcursul anului. Totodată, la începutul lunii aprilie, fluctuațiile de pe piețele mondiale oferă șansa de a cumpăra la prețuri reduse pentru nativul șobolan sau de a realiza profituri prin investiții, deci el poate să facă asemenea investiții. Este important să aleagă opțiuni conservatoare, da? Deci nu să exagereze sau să riște în vreun fel. Spre sfârșitul lunii septembrie 2024, veniturile suplimentare or să vină cu niște condiții și înainte de a lua decizii trebuie să se asigure că înțelege responsabilitățile și tuturor, să spun așa, rezultatelor așteptate și că înțelege acele termene limite și că acționează la timp. Deci este un moment profitabil, este un an profitabil pentru nativul șobolan, mai ales dacă totul este structurat corect și are un plan foarte bine pus la punct atunci când vrea să înceapă ceva. Pentru bivol, la el finanțele depind foarte mult de cantitatea de timp și efort pe care
le investește în proiecte și perspective. Nu tot ceea ce începe în acest an va avea succes, de aceea pot exista victorii semnificative și în privința lui, dar este important să facă o diferență între ceea ce arată frumos, promițător și așa mai departe și ceea ce reprezintă doar o speranță la mai bine, da? De aceea, la începutul lunii mai ar putea întâlni oportunități profitabile și el pentru investiții, s-ar putea să apară oferte în calea lui destul de profitabile și datorită naturii lui așa economice, o să vină și bani pe care o să-i aibă la îndemână și poate profita de aceste oportunități, iar la începutul lunii octombrie, poate o persoană, un coleg, un partener de afaceri ar putea să-i prezinte o oportunitate financiară și această oportunitate ar putea să implice și ceva ce nu a luat în considerare, de aceea un pic de atenție nu strică. Pentru nativul Tigru, pentru el unele proiecte sau investiții în anul 2024 la care a lucrat în ultimul an, da? Ar putea să arate câștiguri acum. De asemenea, acest an există oportunități pentru investiții unice, pentru că el are capacitatea asta de a obține acest lucru. Ar putea să existe și unele companii implicate în aceste oportunități sau în aceste proiecte inovatoare la care el a participat de-a lungul timpului. Oricum, în jurul sau la începutul lunii iunie, mi-am notat eu aici, ar putea să vină către el o oportunitate foarte importantă de afacere sau o idee de investiții interesantă. S-ar putea să discute sau să aibă parte de câștiguri neașteptate care o să depășească, așa să spun, experiența lui de până acum, dar e iarăși o experiență pentru el de dobândit în anul 2024. Deci este important să fie și el totuși precaut, pentru că acum, în 2024, mulți vom alerga așa după câștiguri care nu se materializează, de aceea trebuie să fim atenți și focusați ca să nu ne pierdem timpul, nu de alta, iar la sfârșitul lunii decembrie apare iarăși o oportunitate de a face bani care are chiar potențialul de câștiguri semnificative pentru el și va necesita efort, așa este, dar până la urmă, fără efort și implicare, nu putem reuși. Pentru nativul iepure se observă îmbunătățiri moderate în sfera financiară, care or să contribuie așa la stabilizarea surselor de venit. Investițiile pot înregistra creșteri mici în ceea ce îl privește pe nativul iepure. O afacere secundară l-ar ajuta mai mult, adică o a doua opțiune pentru el, un plan B în anul 2024. Deci clar că acest an îi oferă și lui oportunitatea de a contempla ajustări mici, da? Pentru a-și putea maximiza acest flux financiar. La el există fluctuații, mai ales la începutul lunii aprilie. Dacă a investit deja, ar fi bine să rămână ferm, da? Având în vedere că prețurile vor fi recalibrate, așa să zic, pe parcurs, dar el nu trebuie să riște. Iar la finalul lunii ianuarie 2025 deja, deci intrăm în anul următor, o să se bucure de beneficiile unui portofoliu diversificat. Pentru nativul dragon, ei sunt în armonie așa cu energia dragonului, dar trebuie să aibă grijă că sunt și într-o relație de penalizare. Oricum, ei se concentrează pe creștere și oportunități interesante. Este important să abordeze sau să exploreze abordări noi abilități, noi sau diferite specializări, să spun așa, din punct de vedere profesional. Ar putea implica găsirea unor noi modalități inovatoare de a-și gestiona banii și să identifice oportunități prospere de investiții. Da? Deci e clar că asta e și pentru el și la începutul lunii mai o persoană mai în vârstă, mai înțeleaptă, mai experimentată l-ar putea îndruma și ar fi bine să asculte această persoană. Nu numai că poate să-i ofere direcții către câștiguri potențiale, dar îl poate ajuta și să economisească bani. Și atunci eu zic că e bine să fie deschis, asculte, chiar dacă dragonul este o zodie puternică, așa, el știe ce are de făcut, nu prea are nevoie de cei din jur, dar de data aceasta e bine să accepte sprijinul. Pentru nativul șarpe, el experimentează perspective financiare promisătoare prin menținerea în partea aceea de familie, adică tot timpul trebuie să ceară ajutorul familiei și să fie acolo în familie, pentru că totul este de încredere în familie în ceea ce îl privește. La începutul lunii iunie se poate ivi o oportunitate financiară pentru el fantastică, dar este esențial să nu intre singur în această aventură, da? Deci e clar că tot pe cineva din familie trebuie să ia sau să-și găsească un ghid cu experiență, iar la începutul lunii octombrie trebuie să fie precaut în fața oportunităților de investiții cu taxe care vor fi destul de mari și semnificative pentru el și atunci nu e bine să dea mai mulți bani. Deci trebuie să cercetești de fiecare investiție spre sfârșitul anului, la începutul lunii octombrie mai exact,
pentru că o să descopere și metode de câștig care combină siguranța cu randamentul. Pentru cal, este crucial să fii atent la gestionarea finanțelor și investițiilor în anul dragonului, pentru că la el, acolo, din punct de vedere feng shui, sunt și cele trei ucideri și automat pot exista unele pierderi, așa se numește această configurație care poate să educă tot felul de fluctuații. Deci nu trebuie să reacționeze impulsiv, e foarte important la fiecare știre financiară sau fluctuația prețurilor de pe piață. Deci este bine să se gândească pe termen lung și să stabilească un plan solid financiar în 2024, mai ales acum la începutul anului. Da? În aprilie or să apară oportunități și pentru el pentru achiziționarea de investiții, terenuri sau unele echipamente. S-ar putea să întâlnească chiar și prețuri extrem de accesibile atunci, iar la sfârșitul lunii septembrie un prieten apropiat sau un membru al familiei ar putea să vină cu o propunere riscantă. De aceea trebuie să aibă grijă. Da? Nativul cal trebuie să aibă grijă. Pentru capră este important să-și monitorizeze cu atenție finanțele. Ar putea să existe cheltuieli suplimentare acolo. În acest an mai bine călătorește nativul capră decât să cheltuie banii inutil. Să-și cumpere o vacanță ar fi cel mai important. Cea mai bună investiție pentru nativul capră este în vacanțe în 2024. În jurul lunii, la începutul lunii mai, cineva apropiat l-ar putea aborda pe nativul capră cu o oportunitate de investiție, dar să aibă grijă că risipește bani în această investiție, deci nu trebuie să se bage. Probabil că vor exista multe știri sau mărturii care o promovează ca fiind o cale de urmat, o investiție extraordinară. Nu e să caz. Fie foarte atent nativul capră și la începutul lunii octombrie, atunci are șansa de a-și crește veniturile printr-o investiție sau afacere secundară. Dar până atunci să stea liniștit. Maimuța. Maimuța, nativii maimuță primesc vești îmbucurătoare în ceea ce privește finanțele lor, au și o energie foarte bună din punct de vedere feng shui, pot apărea oportunități excelente de investiții în domenii pe care poate nici nu le-au luat în considerare până acum, așa că este de bun augur posibilitatea de a colabora cu alții pentru achiziție imobiliară, deci dacă vrea să-și cumpere o casă, e de bun augur sau clar că o să vadă o creștere semnificativă a veniturilor sau banilor în contul lor. La începutul lunii iunie, există potențialul de a iniția un proiect cu perspective semnificative de câștig, iar spre sfârșitul lunii decembrie s-ar putea confrunta cu decizii delicate în a încetini sau a accelera anumite lucruri pe care vrea să le facă. Cocoș. Nativii cocoș au potențialul de a obține prosperitate financiară și ei, mai ales că sunt într-o relație de combinare cu marele duce cu dragonul, deci prin urmare sunt într-o relație de armonie. Posibile câștiguri surprinzătoare și pentru ei se pot materializa atât în investițiile pe care le deține de ceva vreme, cât și în cele în care a investit deja sume mici. De asemenea, se poate ivi și oportunitatea de a forma o echipă, da? Deci clar că aduce multă experiență în viața lui, sau experiența pe care a acumulat-o până acum ar trebui să o pună în practică. În aprilie 2024 sunt schimbări semnificative pe piață pentru el și asta îi pot oferi șanse de a achiziționa imobile sau de a iniția o afacere. Deci clar că pentru nativul cocoș este de bun augur să fie pregătit pentru acest moment sau să ia în considerare implicarea și membrilor familiei în această inițiativă. Deci până la sfârșitul lunii ianuarie, eu zic 2025, aici intrăm deja în anul următor, pentru că începe anul în 4 februarie, așa cum bine știm, deci ianuarie face parte tot din 2024, așa că totul este de bun augur, dar totuși o mică prudență trebuie să aibă acolo, pentru că tot timpul trebuie să fim în gardă, să rezistăm totuși tentației de a reacționa precipitat la tot ceea ce apare. Pentru nativul câine, câinele este un pic afectat de dragon, pentru că se află într-o relație de ciocnire, de disarmonie, de conflict, de ceartă și așa mai departe, deci clar că schimbări foarte mari sunt pentru el. Îi aduce multe provocări anul 2024, dar poate fi unul dintre cei mai puternici ani financiari pentru ei, pentru nativii câine, dacă știu ce să facă. Toate eforturile, studiul și tot ce au considerat ei până acum că au făcut și timpul dedicat investițiilor în trecut, acum pot aduce rezultate, într-adevăr, toate aceste lucruri pentru ei, dar cu mare atenție. Dar ar putea să aducă și profituri neașteptate din investiții anul 2024. Clar că sunt schimbări, dar trebuie să fie un pic atenți. La începutul lunii mai, anumite investiții pe termen lung ar putea fi relativ accesibile pentru ei, deci ar fi un moment oportun să folosească o parte din economiile sale acumulate pentru a profita de aceste oportunități de investiții înțelepte.
poate să primească și niște fonduri de la o sursă anume, da? Sau din partea familiei, clar că poate fi un an bun și pentru ei dacă știu să acționeze la timp. Iar la sfârșitul lunii decembrie, o idee de afaceri sau investiție la care a lucrat ar putea începe să prindă contur. Așa că, pe măsură ce o să vadă așa potențialul de creștere a profiturilor, va trebui să aloce mai mult timp clar și atenție acestei oportunități de a face bani. Și am ajuns la ultima zodie, la mistreț sau porc, cum îi mai spun eu, dar hai să spunem mistreț că sună mai bine. Ei pot găsi motive ample de a sărbători această parte financiară în anul dragonului de lemn. Investițiile lui ar putea performa semnificativ mai bine în anii precedența, s-ar putea să apară oportunități pentru noi de a achiziționa imobiliare la preț redus, deci ei au o șansă asta, sau de a dobândi proprietăți prin intermediul unui membru al familiei. Deci au parte de moșteniri nativii mistreți anul acesta. Deci clar că valoarea lui netă până la sfârșitul anului va putea crește din moșteniri, din investiții, din cumpărarea unui apartament sau un imobil la un preț mai mic și atunci îl vinde la un preț mai mare, clar că are parte de câștiguri de acest gen. Și la începutul lunii iunie, oportunitate interesantă de a face bani s-ar putea ivi pentru el, ar putea implica înființarea unei mici afaceri sau investirea într-un proiect cu care este deja familiar. Și spre sfârșitul anului, mai exact luna octombrie, ar putea să existe fluctuații pe piață, pentru că luna octombrie nu e atât de bine aspectată pentru toți nativii, de altfel nu numai pentru nativul mistreț. Va fi necesar să fie precaut atunci. Este important să nu reacționeze în grabă la fluctuațiile pieței, pentru că va fi o relație acolo de ciocnire cu Marele Duce. Deci pentru toată lumea, octombrie și aprilie sunt două luni foarte importante în anul 2024. Clar că e bine să-și mențină drumul, calea, să nu se abată în stânga-dreapta, să se lase influențat, cum face de obicei, și doar așa o să fie condus către rezultate profitabile, dacă este atent. De aceea, anul 2024, în privința banilor, eu zic că poate să fie de bun augur, dacă facem ceea ce trebuie și, bineînțeles, dacă suntem atenți, dacă citim și acel scris mic de pe orice contract și orice ascunde, să spunem, o interpretare care nu este chiar atât de clară. E bine să înțelegem termenii într-un mod corect. Sper că cei de acasă au urmărit horoscopul și din perspectiva familiei, din perspectiva prietenilor, astfel încât să realizeze cu cine pot să facă investiții și când. Îți mulțumesc tare mult pentru toate informațiile și te aștept cu drag să revii să mai povestim. Cu siguranță vin cu mare drag. Iată că am lămurit acest aspect și pentru că am înțeles că unora li s-a recomandat așa vehement o vacanță anul acesta, poate chiar mai multe, vă invităm să deveniți inspirați alături de noi, pentru că din Asia, iată, migrăm către Europa și povestim puțin și aflăm mai multe despre capitala Greciei, Atena. Atena, capitala Greciei, este unul dintre cele mai vibrante centre culturale din Europa. Este unul dintre orașele antice care păstrează și astăzi ruine și structuri arhaice care atrag anual milioane de vizitatori din toată lumea. Pe lângă faptul că a fost timp de sute de ani capitala civilizației grecești, este și unul dintre cele mai vechi orașe locuite constant de oameni, cu o istorie consemnată pe o perioadă de peste 3400 de ani. Orașul a fost încă din antichitate un centru al artei și al culturii, iar în prezent vizitatorii se pot bucura de muzeele și siturile arheologice care prezintă măreția civilizației antice grecești, dar și cele mai noi opere de artă contemporană. Printre cele mai vizitate locuri din oraș se numără Muzeul Benachi, centrul cultural al Fundației Stavros Niarchos, Muzeul Acropolei și Muzeul Emst de artă contemporană, iar vara orașul prinde viață cu ajutorul festivalurilor și proiecțiilor de film în aer liber. Aproape că ne-am asortat în această dimineață. Tu ai un pic de alb și ai un pic de albastru și eu la fel. Și cred că cel mai bine ne-am asortat cu următoarea noastră invitată, Cristina Cristache, designer floral. Bună dimineața! Și bine ai venit la noi, că avem nevoie, eu cel puțin. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Venim și noi să admirăm ce ne-a dus în această dimineață. Frumoasele lalele albastre, pe care știu că doar la tine le găsim.
Da, pot să spun cu mândrie că sunt o inovație în a le aduce și a le promova mai mult pe piața designului floral din România, pentru că, în mod normal, totul se reduce la roșu, la alb, roz. Roz, da, da. Iar albastru este culoarea liniștii, a curajului, determinare și multă îndrăzneală și mai presus de atât. Vreau să vă spun că oamenii chiar au început să comande, chiar și pentru mame, pentru naș, pentru diverse ocazii, mai puțin convenționale, să spun, într-un mod diferit. Adică sunt deschiși, domnule. Asta este un lucru extrem de important și poate doar să mă bucure. În două zile este Valentine's Day și eu și bărbații care ne urmăresc avem mare nevoie de tine în această dimineață. Eu v-am spus și vouă, eu i-am luat un an de zile prietenei mele trandafiri în continuu, fără știu că e în plac trandafirii. La un moment dat am schimbat, am luat lalele și atunci mi-a spus, s-a bucurat foarte mult și mi-a spus că ei de fapt îi plac trandafirii. Mă bucur că nici noi avem trandafiri în această dimineață aici și că putem face cumva din alte... Puteam aduce și trandafiri albaștri. Săptămâna trecută am livrat tocmai pentru a livra altceva. Un domn a văzut minunățile mele și a spus în felul următor: eu sunt zătul să ofer doamnei roșii. Da. Haideți să facem altceva. Și doamna a fost extrem de încântată. Și pot doar să mă bucur de lucrul acesta. Deci putem încerca. Ce zici? Dar așa în direct poate nu se uită. Da? Poate... Da? Da, să încercăm, să încercăm. Da. Încercăm. Uite, în dimineața aceasta i-am adus pe lângă albastru, am adus și a little touch of red. Așa, să superbe. Fie. Să știi că sunt îmbobocite, nu sunt înflorite. Sunt, uite, în felul acesta. Ce frumos, sunt ușor crețe, nu sunt lalelele standard pe care le știm. Nu, sunt din aceeași gamă cu cele albastre. Mm-hmm. Așa se deschid. Ce deci, frumos. Nu sunt uni, sunt un pic diferite, să aducă liniște, bucurie, zâmbete, mai ales că suntem în luna iubirii, urmează acum și luna florilor, avem un prilej, nu numai noi sau voi, bărbații, ci și noi în general să... Noi oamenii să dăruim zâmbete, flori și energie bună. Știu, e mită adevăr faptul că lalelele reacționează foarte frumos la soare și dimineața le găsim așa ușor adormite, închise și pe la prânz încep să se deschidă foarte frumos. Nu este mită, așa este. De obicei menționez, uite cât de deschisă este. Uh-huh. Menționez, nu, dacă doriți să înflorească, le puneți la soare, dar de preferat un pic la umbră pentru a ține cât mai mult. Uh-huh. Și a nu le pune foarte multă apă la tulpină pentru a rezista la fel cât mai mult. Deci ăsta este trucul. Cât de multă apă? Că avem un flower killer aici. Nu, eu știu, să știi că eu la plante am o problemă cu florile. Nu, am ținut chiar și două săptămâni un buchet de flori, da. Pentru că tot timpul pun cam așa, cam două degete de apă la baza buchetului și încerc să le tai la ceva timp. Da, la două zile. Știe foarte bine. La două zile se taie, asta nu știam. Da, pentru a rezista cât mai mult, pentru că apa, având mult timp la tulpină, face ca tulpina să trezească până la urmă și să nu mai plece nutrienții. Exact. Da. Pentru că aici avem flori. Noi n-am o problemă cu plantele, am o problemă. Noi avem acum două tipuri de flori. Uite, una înflorită și una mai puțin înflorită. Ia să le țin împreună. Ia să vadă așa amândouă. În general, care este durata de viață medie a unui buchet de lalele? Astfel încât să... Aproximativ... O săptămână? Acest tip de lalele, aproximativ o săptămână. Dar am avut și 10 zile, am avut și 5 zile. Depinde cum sunt îngrijite, nu se țin la căldură, la calorifer mai exact, sau în bătaia soarelui. Uh-huh. Da. Văd că ne-ai mai adus și câteva frezii și niște gerbera. Da. Tot ce ține de culoare albastră, sunt specialistă. M-am auto-intitulat pentru că acesta a fost lucrul care m-a definit și am vrut să-l aduc să fie diferit în viețile noastre. Tot ce este în zona de albastru găsiți la mine fără niciun... cu mult drag.
Și fără niciun fel de problemă livrez, eu mă ocup de tot ce înseamnă ambalare, energie și mă bucur că săptămâna aceasta am început alături de voi și de telespectatori, pe care îi invit pe pagina mea. Acolo am detaliat mult mai multe lucruri. O să fie anul acesta două festivaluri la care particip, ca și anul trecut. Lumea să vină, să fie deschisă, să fie curioasă. Curioasă. Da. Uite, Valentin e foarte gingaș cu florile. Eu sunt fermecat de miros, mi-e place și miros și toată dacă ziua. Dacă se uită Livia la tine în dimineața asta, îți recomandăm să iei și lui un buchet de flori luna aceasta. Să nu se uite, să nu vadă ce idei am eu de pe aici. Da, eu sper miercuri. Să nu se uite, pentru că o să se ducă acasă cu un buchet altfel de flori. Cu siguranță o să o surprins. Chiar și domnii primesc flori în această perioadă? Da. Noi ce avem? Da. Da. Păi tocmai, mă gândesc că trebuie și voi să primiți flori, să simțiți și voi bucuria, ca să înțelegeți ce simțim noi când primim flori. Da, primesc. Am livrat la corporații, aniversări atipice, pentru că, exact cum spuneam la începutul emisiunii, nu livrez trandafiri albi sau roșii. Dacă se cere, mă facem și excepții. Uh-huh. Dar, în general, o paletă mai abstractă de culori. Corporații, mirese, îndrăznețe, buchete cu lalele, buchetul de mireasă cu lalele albastre, trandafiri albaștri, frezii. Cât de important este și partea decorativă a unui buchet, dincolo de flori în sine? Văd că mai avem ceva acolo. N-am știut niciodată cum se numesc acești bobocei albi. Tradițional, floarea miresei se numește, pentru că am fost tot timpul contrazisă. Nu, este de pe vremuri. În mod normal, când o comand, se numește gipsofila. Uh-huh. Aha, ok. Dar are o denumire populară. Da. În momentul acesta, eu v-am adus pe cea clasică albă. Există și cea blomarină. Cred că data trecută am adus-o. La fel, trebuie comandată. Asta vreau să transmit telespectatorilor, pentru a putea să-i bucur cu aceste minunății, trebuie comandă reală. Da, da, pentru că nu le aduc, sunt aduse doar pe comandă. Există vreo preferată pe care o ai în platou în această dimineață? Știu că îți cer imposibilul. Categoric, laleaua albastră. Da. E de parcă pune o mamă să aleagă dintre copii. Da, da. Este primul copil, este dorit, a venit către mine, eu am venit către ea. Făcându-mă la păr culoarea albastră, a fost așa o iubire. Nu neapărat ceva care s-a simțit. Așa, albastru este un stil de viață, cu alte cuvinte. Da, este un stil de viață și ulterior, studiind ce înseamnă culoarea albastră, mă definește cu adevărat. E foarte multă diversitate de culoare, de fapt, în aceste lalele, pentru că sunt foarte multe nuanțe diferite. Da, de fapt, de aceea se și numesc double bubble, cu 7 straturi, sunt un pic atipice. Dar sunt speciale și deosebite și cu atât mai mult merită oferite. Da, într-adevăr. Îți mulțumim tare mult, Cristina, pentru faptul că ne-ai răsfățat vizual în această dimineață și olfactiv, după câte spune Valentin. Da. Și că e un desen animat cu un tăuraș care venea și mirosea tot timpul florile. Tu ești. Eu sunt acela. Mulțumesc și eu de invitație. Să aveți o săptămână cu iubire și cu mult curaj. Doamne, mulțumim. Ajută așa să fie. Dragilor, noi am venit cu inspirația de care am fost capabili în această dimineață, așa că vă lăsăm să achiziționați din suflet. Iar noi ne revedem mâine dimineață. Ora 10. La revedere! Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.